Alegerea rasei trebuie să se facă în funcție de scop, adică rasă de ouă, de carne sau ouă și carne, posibilitățile de hrănire și adăpostire pe care le putem asigura păsărilor. Un lucru important în obținerea producției de ouă a găinilor depinde de rasă și de asigurarea condițiilor de viață. Alegerea rasei trebuie să se facă în funcție de posibilitățile de hrănire și adăpostire pe care le putem asigura păsărilor. Pe piață există o diversitate destul de mare de rase de găini, începând de la rasele ușoare, găini ouătoare, cum ar fi Lohman Brown sau hibridul Albo Sele 2000. De obicei, aceste rase sunt crescute anume în fermele industriale, mai puțin în gospodăriile din sate, datorită cerințelor crescute de întreținere a acestora. Cu toate acestea, aceste găini asigură cea mai înaltă productivitate, totodată ouăle sunt de dimensiuni mari. Partea negativă a acestora este cantitatea de carne mică obținută la tăiere. Masa vie este mai mică de 2 kg. În zonele de nord ale țării, o popularitate înaltă rasa Erho de Island sau alte rase precum ar fi rasa New Hampshire, rasa Sussex, deși aceste rase au o productivitate de ouă mai mică decât cele menționate anterior, totuși, de la acestea se obține o cantitate importantă de carne. În sudul țării, o popularitate nemaipomenită o au Australorpul, o rasă mixtă cu o productivitate mare de ouă și cu o greutate în jur de 3 kg, având și o carcasă gustoasă. Popularitatea acestora se explică prin cerințele mici de întreținere a acestora. Astfel, în concluzie, când alegem rasa, trebuie să avem în vedere ce condiții putem oferi acestor păsări. Dacă avem condiții și dorim obținerea productivității mari, alegem o rasă mai performantă, dar dacă condiții nu prea sunt, atunci alegerea perfectă este Australorpul.